Parlamentul a adoptat în primă lectură un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea legii cu privire la transplantul de organe, țesuturi și celule umane. Modificările au drept scop îmbunătățirea reglementărilor juridice ale relațiilor sociale din domeniu pentru bolnavii cu insuficiențe organice irreversibile. Potrivit autorilor proiectului, legea necesită schimbări pe motiv că a fost elaborată în urmă cu 5 ani, iar între timp medicina a înregistrat progrese, mai ales în sfera transplantului de celule stem. Noțiunea de import-export a fost exclusă. Deci a rămas doar numai prevederile legii din anul 2008, care spune că schimbul de organe și țesuturi în Republica Moldova este admis. Este admis. Iată, aceste deci, lucruri au fost făcute. Deci vreau să vă spun că importul și exportul în țările europene este permis, în marea majoritate a țărilor europene este permis, însă la ședința Comisiei Parlamentare și a grupului de lucru pe care l-a format Comisia Guvernamentală s-a luat decizia că această noțiune pentru Republica Moldova la momentul dat este prea matură, adică este încă noi nu suntem gata din punct de vedere și psihologic să acceptăm aceste noțiuni. Cu toate că noi ne-am fi dorit o integrare mai amplă a Republicii Moldova în procesul a științei de transplantologie. Documentul este completat cu dispoziții conform directivelor Uniunii Europene. Astfel se urmărește stabilirea clară a condițiilor de prelevare a organelor, țesuturilor și celulelor de la donator în viață. Termenul de păstrare a organelor în băncile de țesuturi și organe este limitat. Și atunci când o țară are nevoie de un organ care este în altă țară, iar termenul expiră, deci evident că acest organ poate fi oferit alte țări, în schimbul acelui organ pentru populația din această țară. Noul proiect precizează că prelevarea de organe de la donatori în viață de celule stem, piele, spermă, cap, femoral, placentă, sânge din cordonul ombilical, membrane amniotice, ce vor fi utilizate în scop terapeutic, se va face fără avizul Comisiei Independente de Avizare. Totodată, proiectul specifică clar că instituțiile private nu vor putea preleva organe. Completările la legea privind transplantul de organe, țesuturi și celule umane concretizează și competențele Agenției de Transplant, ale băncilor de țesuturi și ale altor instituții medicale, inclusiv celor private din domeniu.